domnului director Ioan Dumitrache pentru sprijinul și încrederea pe care ne-a oferit-o pe parcursul acestui an. Ne-a încurajat și a fost alături de noi la fiecare eveniment în parte. Aș vrea să vă mulțumesc vouă presei că, datorită vouă, am avut o promovare la fel de bună ca și evenimentele pe care le-am realizat. Aș vrea să vă spun că această trupă este un câștig pentru Casa de Cultură a Studenților, pentru Craiova, și, în ultimul rând, pentru ei, pentru tinerii care fac parte din această trupă, studenții ai Universității din Craiova. Cred că au câștigat foarte multe pe parcursul acestui an. În primul rând, sunt niște copii mult mai comunicativi. Încrederea în ei a crescut foarte mult și cred că avantajele au fost vizibile, remarcate de toată lumea. Noi am început în luna pe 1 aprilie. Nu a fost o păcăleală, cum a spus și domnul director puțin mai devreme. Din contră, am avut evenimente cu un public foarte numeros. La unele dintre spectacolele noastre au fost peste 500 de participanți. O să fac o mică trecere în revista evenimentelor care s-au desfășurat în acest an. În luna mai am avut evenimentul Acasă în Europa, un flash mob realizat în gara din Craiova, cu ocazia Zilei Internaționale Europei. Au urmat statuile Face Act, o galerie de statui vii, cu ocazia zilelor orașului, în piața Mihai Viteazu. Au urmat spectacolul Dincolo de Cuvinte, un spectacol de mișcare, un spectacol format din exerciții pe care ei le-au învățat din luna aprilie până în luna iunie. A fost o realizare a tot ceea ce au învățat ei până în momentul respectiv. A urmat un alt flash mob în mall, care s-a numit La cântat în mall, un flash mob format din cântece și poezii, un spectacol care cred că a stârnit cel puțin atenția celor prezenți în mall la momentul respectiv. Marea improvizație a fost un spectacol de improvizație cu teme de la public în cadrul taberelor studențești la Costinești. Am avut un public destul de numeros și foarte activ. Art Show a fost un proiect care ne dorim să continue și în acest an, un format din muzică, poezie și exerciții de improvizație. De asta l-am numit și Art Show, pentru că sunt mai multe arte într-un singur spectacol.